Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Patricia Graure și vă prezint știrile HD 365. Complexul energetic Hunedoara nu produce energie, nu vinde, deci nu are de unde să facă rost de bani și totuși salariile sunt la zi. Administratorul special explică de ce sunt întârzieri la plata bonificațiilor, pentru care minerii de la Vulcan au protestat marți în sala de apel. Producția de cărbune din Valea Jiului este la un minim istoric și nu mai poate fi trimis câte un tren de huilă la Mintia. Situația este critică, iar administratorii de la Complexul Energetic Hunedoara spun că abia reușesc să achite salariile. Trecem într-o situație dificilă pentru că mina Lupeni este în continuare inundată. Nu am reușit să scoatem nici măcar astăzi apa din mina și în continuare mina este închisă. Mina Livezeni încă nu produce la capacitatea pe care noi așteptam de 700 tone pe zi, pentru că noi am crezut că la 1 iulie o să dăm drumul, dar știți problemele care au fost cu minerii intoxicați, scoși din mină, mina a fost închisă vreo 3 zile, am reluat activitatea nu la capacitate maximă. Asta face să nu avem cantitatea de cărbune necesară pe care să o ducem la termocentrala Mintia, să o ardem acolo și să producem energie electrică. Neproducând energie electrică propusă, nu avem nici bani, nu avem încasări. Minerii de la Vulcan au protestat pentru că nu au primit de 4 luni tichetele de masă și ajutorul de încălzire, însă situația economică nu le permite asta, atâta timp cât nu reușesc să umple nici măcar un tren pe zi. Cam 1100 de megawatt produce cei în momentul de față, iar producția de cărbune este, din păcate, foarte, foarte slabă. Avem 600 de tone de la mina Vulcan, vreo 200 de la mina Lonea. Sperăm în câteva zile să avem o producție din plin și de la mina Livezeni, de acolo speram la 700 de tone, iar dacă mina Lupeni ar fi fost în funcție, ia cât aveam și de acolo vreo 600 de tone. Deci era undeva în jur de 2000 de tone pe zi, puteam să trimitem zilnic câte un tren la Mintia și am fi avut acum mai mulți bani. Administratorul special mai vorbește și despre datoriile acumulate la furnizori și cifrele sunt uriașe acum. Încep să nu mai ne dea piese, încep să vină și să ne ceară datoriile din urmă și trebuie să nu uităm că noi suntem o societate în insolvență, o societate care are o datorie uriașă. Nu greșesc când spun 1,5 miliarde de euro. Cu o astfel de situație economică, minerii care intră zilnic sub pământ, dar și energeticienii, chiar dacă nu toți lucrează, toți așteaptă să fie plătiți conform contractului colectiv de muncă. Din păcate însă, bonificațiile și bonurile de masă vor fi achitate abia atunci când vor fi găsite surse de finanțare. Oamenii din Parâng, care au cabane, ori salvamontiștii și schiorii, vin acum cu soluții pentru ca drumul din Parâng să fie facil și pentru schiori și pentru șoferi. Ideile pot fi aplicate, spun cei care finanțează lucrarea, iar primul strat de asfalt va fi turnat în câteva săptămâni. Este nevoie de pământ de umplutură cu care să fie nivelate diferențele pe zona tunelurilor de pe drumul ce se construiește în Parâng. Doar unul dintre tuneluri este amplasat pe o pârtie omologată, însă constructorul, beneficiarul, dar și arhitecții, orschiorii și salvamontiștii vin acum cu idei și sugestii. Merg în Parâng pentru a vedea exact și a discuta și cu unii oameni din Parâng pentru acele tuneluri. Ce facem cu pământul și dacă cumva putem ajuta la a aduce pământul și a face din să existe o pârtie, nu pârtie neagră, ci o pârtie în care pot merge și chiar începătorii. Dar un lucru este, sau un lucru care pot să vi-l spun este că la al doilea tunel nu există o pârtie omologată, ci dacă tot facem drumul, ne dorim să fie pârtia omologată și de aceea este foarte bine să ne consultăm și cu cei de la Salvamont, cu oamenii care stau în Parâng, fiindcă și ei să fie parte a deciziei pe care o vom lua împreună. Chiar am dat numărul de telefon al constructorului, că vor să discute direct cu constructorul și dacă cu ideile lor pot fi aduse chiar... Un băiat din Parâng a venit cu un arhitect aici și împreună să vedem exact. Nu ar putea ajuta și ei prin ideile pe care le au, atât timp cât proiectul nu este modificat major ca să nu umblăm la contractul de finanțare,
totul este bine și binevenit din partea tuturor. Drumul ce se construiește în Parâng este unul necesar turiștilor și cabanierilor, dar și celor care practică drumețiile de vară. Acum încă se lucrează la amenajarea acestei artere, dar constructorul a promis că va avea primul strat de asfalt în toamnă. Începând cu data de 20 august, se începe asfaltarea drumului. Până atunci se termină pregătirea și dacă cumva mai rămâne după aceea unele șanțuri de făcut sau unele ziduri, dar părți foarte mici, important este că vom merge pe un drum asfaltat. Contractul de asfaltare a drumului a fost semnat în 2018, iar în acte sunt 3725 de metri de reabilitat. Lățimea părții carosabile va fi de 4 metri. Artera va traversa chiar și părți ce vor intersecta pârtia de schi, va avea 4 km și jumătate de rigole betonate ce vor drena apele, 23 de podețe și, pe 2 km și 200 de metri, va fi construit un zid de sprijin, totul la suma de aproximativ 17.308.000 de lei. Suma decontată însă ar putea fi mai mică cu aproape 3 milioane de lei. Panică în zona pieței agroalimentare de la Petroșani în această dimineață. Pompierii au fost chemați să intervină pentru a stinge focul într-un apartament de la etajul 1 al unui bloc. Din interior a fost salvată o femeie în vârstă. Vecinii au fost cei care au sunat la 112 după ce au simțit că din apartamentul de la etajul 1 iese fum. Imediat, un echipaj de prim ajutor a ajuns la fața locului și, din apartament, a fost salvată o bătrână. Din primele date, se pare că aceasta a pus niște vinete la copt și, cel mai probabil, a uitat de ele, iar focul a cuprins bucătăria. Echipele de intervenție care au sosit la locul incidentului au reușit să lichideze repede incendiul. Femeia a primit îngrijiri medicale de la un echipaj de pe ambulanță. Din fericire, nu au existat alte victime, dar pompierii au evacuat mai mulți locatari care riscau să se intoxice cu fum. Municipiul reședință al județului Hunedoara va fi pus pe harta unui super rally. Campionul mondial Mihai Leu, promotorul campionatului național de super rally, a anunțat astăzi că prima etapă din acest an se va desfășura în premieră la Deva. Sezonul Super Rally 2020 va fi deschis cu orașul Deva, care este una dintre destinațiile noi din calendarul caravanei acestui campionat național de raliu stradal. Competiția de la Deva va fi organizată de AMC Racing în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva și va avea loc în perioada 21-22 august. Va fi o cursă din campionatul național de Super Rally. Este un campionat mai nou, dar care atrage cel mai mult public. Acum, bine, normal că va trebui să respectăm toate condițiile care trebuie respectate, dar vor fi piloți foarte buni, vor fi mașini și de circa 1000 de cai putere, vor fi și monoposturi, adică mașini gen formulă, și cred că pentru toată lumea va fi o cursă frumoasă de tot. Sper să se mai schimbe puțin condițiile acestea legate de spectatori și sunt convins că atunci vor fi extrem de mulți spectatori. Câți piloți vei reuși să convingi? Noi am limitat numărul de participanți la 36 și practic dimineața la ora 9 vor începe calificările, vor dura până undeva la ora 14, iar pentru finala, care va începe la ora 16, se vor califica primii 12. Înainte de a pune mânușile de box în cui, sportivul Mihai Leu a trecut și la mânuirea volanului și face foarte bine acest lucru, având în vedere palmaresul pe care îl are și în acest domeniu. Cu 3 ani înainte de a deține centura supremă la box, Mihai Leu și-a făcut debutul în campionatul național de raliuri. El a moștenit pasiunea pentru motorsport de la tatăl său, iar marele nostru sportiv a reușit să îmbine cu succes ambele pasiuni. Cei care au nevoie de pașapoarte și locuiesc în Valea Jiului trebuie să meargă la Deva. Biroul de la Petroșani rămâne închis pe perioada stării de alertă și programările se fac doar online. De la începutul pandemiei, biroul pentru eliberarea pașapoartelor a fost închis la Petroșani. Decizia a fost luată în ideea distanțării sociale, însă acum tot mai mulți oameni care vin din străinătate pe perioada vacanțelor întâmpină acest neajuns și cel puțin deocamdată nimeni nu mai poate beneficia de serviciile acestui sistem la Petroșani. Potrivit instituției prefectului județului Hunedoara, pe timpul stării de alertă, acest birou încă nu poate fi deschis. Perioada expiră în data de 17 iulie,
însă există posibilitatea de a fi instituite noi reglementări, motiv pentru care nu se mai poate înainta o dată exactă pentru deschiderea acestui serviciu la Petroșani. Acest serviciu funcționa la Petroșani o dată pe săptămână în zilele de joi de la ora 10 la ora 13, însă acum programările se fac doar la Deva și doar în sistem online. Forțe impresionante de control formate din polițiști, jandarmi, pompieri, reprezentanți de la ITM, Direcția Sanitar-Veterinară și alte autorități competente continuă verificarea respectării măsurilor împotriva răspândirii coronavirusului. Acolo unde sunt depistate nereguli, se aplică instant amenzi. În verificările ce au avut loc pe teritoriul județului Hunedoara în ultimele 24 de ore au fost angrenate 99 de efective, din care 4 polițiști, 62 de jandarmi, 2 pompieri, 10 polițiști locali, 11 reprezentanți ai ANSVSA, 4 persoane din cadrul ANPC, 11 persoane din cadrul Ministerului Sănătății, 9 din cadrul Ministerului Muncii și o persoană din cadrul autorităților locale. S-au desfășurat 26 de acțiuni de controale punctuale. Au fost verificate și legitimate 396 de persoane cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse. De asemenea, au fost verificate 18 societăți comerciale și persoane fizice autorizate și 53 de locații și obiective. În total, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 2000 de lei, a informat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Hunedoara. La nivelul Centrului Național de Coordonare a Intervenției s-a operaționalizat numărul de telefon 0800 800 165, de tip tel verde, dedicat descoperirii neregulilor privind nerespectarea măsurilor stabilite împotriva COVID-19. Au trecut deja 3 zile de când forțe impresionante din cadrul ISU Hunedoara caută trupul tânărului înecat duminică în lacul de acumulare Cinciș. Pentru intensificarea căutărilor, la fața locului sunt și scafandrii din Alba și Hunedoara. Puțini au fost cei care s-au înecat în lacul de acumulare Cinciș și mai apoi au fost găsiți. Asta pare să se întâmple și cu trupul tânărului înecat duminică. Deși scafandrii și salvatorii ISU caută tot lacul, încă la 3 zile de la tragicul eveniment, nici urma de bărbatul de 24 de ani. Acesta a fost luat de curenții apei în timp ce nota în larg alături de alți 2 prieteni care se aflau pe o saltea gonflabilă. La un moment dat, cei 2 nu l-au mai zărit, moment în care au alertat autoritățile. Imediat la fața locului au ajuns forțe impresionante care de atunci caută trupul tânărului. Nu ar fi prima dată când lacul de acumulare Cinciș atrage în adâncuri oameni și nu îi mai scoate la suprafață. Oameni de prin împrejurimi spun că lacul Cinciș ar putea fi blestemat, însoțindu-și cele spuse și cu povești și întâmplări paranormale. Unii spun că animalele lor nu se apropie deloc de apă. În plus, pe timpul nopții, locuitorii mai spun că pot zări spiritele celor morți care bântuie căutându-și casele dispărute în ape și locurile de veci. Un alt fenomen ciudat care se petrece chiar în mijlocul apei stătătoare sunt furtunile care răsar din neant și care îi sperie pe localnici. Acestea au fost știrile. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine. Să aveți o seară cât se poate de liniștită.